antrenor de la secția de haltere a Clubului Sportiv Botoșani a fost pus sub control judiciar după ce este bănuit de corupere sexuală a minorilor. Acesta ar fi făcut gesturi deplasate față de două sportive. Cazul a fost depistat în luna octombrie, în urma unei acțiuni contra violenței în sport și anti-bullying, când una dintre sportive a relatat jandarmilor o scenă în care ar fi fost implicat antrenorul. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor și a procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Botoșani, care au decis inițierea unei anchete. În perioada 8-9 martie 2019, în jurul orei 22, fiind sub influența alcoolului, antrenorul ar fi intrat în dormitorul sportivelor și ar fi agresat sexual o minoră în vârstă de 14 ani. Chemat pentru audiere, l-a respins acuzațiile și s-a declarat nevinovat, susținând că, de fapt, gesturile lui ar fi fost înțelese greșit și nu au avut nicio conotație sexuală, ci erau gesturi de familiaritate. Bărbatul are interdicție de a mai profesa în următoarele 60 de zile și nu mai are voie nici măcar să se prezinte la club.